le ajunge cât fură. Încă una, dar lui Dore, nu? Acum. Dorele! Dorel a comis-o din nou. Aceste cuvinte au fost pe buzele tuturor șoferilor și pietonilor care au circulat prin intersecția bulevardului Carol I cu Ice Brătianu din municipiu, întrucât șoseaua proaspăt asfaltată care înconjoară sensul giratoriu din zonă a fost inundată din cauza unui Dorel de Târgoviște. Un singur moment de neatenție a fost de ajuns pentru a crea o adevărată gârlă în plină stradă în municipiul Târgoviște. Când au săpat pentru lucrări la rețeaua de apă, lucrătorii au agățat cu acest utilaj din spatele meu conducta de apă potabilă, iar și roaiele au pătruns în stradă. Până va fi remediată avaria, traficul este îngreunat în sensul giratoriu de pe bulevardul Carol I. Reprezentanții companiei de apă au și o explicație pentru cele întâmplate, vina fiind a firmei care s-a ocupat de lucrările pe noile investiții la rețeaua de apă și canalizare. Pare firma Complis a agățat în timpul lucrărilor care le efectuează aici o conductă de apă. Nu știm exact care conductă e. În zonă trec mai multe tipuri de conducte, și de azbo, și de peieu, și de oțel. Încercăm să tragem apa cu mai multe pompe. Deja presiunea începe să o reducem pe oraș, că nu avem ce face, să constatăm care e avaria. Bineînțeles, constructorul să o plătească, dar noi trebuie să remediem. Va fi oprit apa? S-ar putea doar să o reducem. Să bage o conductă și practic au agățat o conductă și n-au ținut cont de toate indicațiile noastre și au agățat o conductă de apă. Este posibil să fie spartă de mai mult timp de s-a strântat apa aici? Nu. Dar când credeți că s-a întâmplat? În timpul dimineței. În această dimineață? Da, cu excavatorul, în timpul săpăturii au agățat-o, au fisurat-o. Chiar dacă inițial au încercat să remedieze situația fără a opri furnizarea apei potabile, acest lucru nu a fost posibil, iar târgoviștenii au rămas totuși fără apă. Puie? Ce vă trebuie? Puie, puie, puie. Niște buzlești, o barcă? O barcă, da.